Toată slava și cinstea să fie a Domnului Dumnezeului nostru. Amin. Iubiți frați și surori, este foarte greu să alegi între ceva care vezi pe baza sau în comparație cu ceva care ți se promite. Este nevoie de multă credință. Un copil a fost întrebat de tatăl său: ce vrei, să-ți dau în fiecare zi un dolar până la vârsta de 18 ani, când vei fi major, sau la vârsta de 18 ani să-ți cumpăr o mașină și să o fac cadou? Dacă faceți o socoteală, să fie avut vreo 10 ani, să zic așa, 8 ani, 365 de zile pe an, da? 365 de dolari, ori 8. Să fie avut 7 ani. Nu făceau o mașină cu bani. Dar copilul a spus: mie îmi dai în fiecare zi un dolar. Cum a cheltuit el dolarul? Cred că vă imaginați. Poate într-o zi gumă, poate într-o zi o jucărie, poate într-o zi s-a dus cu colegii nu știu unde. Timpul a trecut și la 18 ani nu avea nici banii aceia adunați și nu avea nici mașină. Suntem de multe ori ca niște copii. Când este vorba de promisiunile lui Dumnezeu, ne întrebăm: oare chiar așa va fi? Esau și Iacob, da? Doi frați. Vine Esau de la câmp, obosit, frânt. Dăm ceva să mănânc. Vindem dreptul de întâi născut. Și așa nu mai îmi trebuie, zice el. Sunt pe moarte, ți-l vând. Dar jurăm. Și Esau a nesocotit dreptul de întâi născut când a vrut să capete binecuvântarea, chiar dacă a cerut-o cu lacrimi, n-a mai putut să o schimbe. Așa ne spune Scriptura. De aceea, stimați ascultători, vă sfătuiesc, nu știu când ne vom mai vedea. În seara aceasta ne îndreptăm spre Kitchener, spre frații care ne așteaptă acolo. Așa cum vă spuneam, sunt prima dată în Canada. Am început să mă obișnuiesc cu orele, cu fusul orar. Nu știu când ne mai vedem. Aș vrea să rămâneți zidiți din punct de vedere sufletește. Sunteți într-o țară străină. Poate aveți impresia că nu vă vede nimeni sau știu eu. Dumnezeu este Cel care controlează viața noastră și noi suntem în mâna lui Dumnezeu. Să vă ajute Dumnezeu să rămâneți la îndemâna Lui, așa cum se spunea. Eu m-am gândit de multe ori dacă ucenicii ar fi luat așa cum luăm noi chemarea și trimiterea, nu știu dacă Evanghelia ar fi ajuns până la noi. Dar Domnul a avut încredere în ucenicii, a trimis, ba chiar, nu știu, a fost descurajant pentru ei. Le-a zis: vă trimit ca pe niște miei în mijlocul lupilor. Dar s-au dus. Din cetate în cetate, din loc în loc, propovăduiau Evanghelia, s-au sacrificat viața. Petru sigur a întrebat: Doamne, așa e, nu numai evreu e așa, și noi suntem așa. Ce-mi dai, Doamne, că te slujesc? Îți voi da și în viacul acesta și mai ales, spunea Mântuitorul, în viacul viitor, viața veșnică. Dumnezeu să ne ajute să-L slujim. În continuare, un verset foarte, foarte elocvent pentru noi este versetul 27. Fiul omului are să vină. Nu ne îndoim de aceasta, îl așteptăm pe Domnul, credem că El va veni. Se simt pașii Lui, vedem desfășurarea evenimentelor. Vă mărturisesc, iubiți frașilor, că n-am crezut că așa de tare se va strica lumea. Când eram copil și citeam în cartea Apocalipsei, avea și bunicul o Biblie, avea și tata o Biblie, era foarte greu, era criză mare, nu ne dea voie să o frunzărim toată ziua, dar o deschideam așa cu respect și citeam în cuvântul lui Dumnezeu. Și mă gândeam când citeam în cartea Apocalipsei, aceste lucruri sunt departe, mă gândeam eu. Iată că am ajuns vremea să vedem
stricăciunea oamenilor, amploarea acestei stricăciuni pe toată fața pământului, răutatea oamenilor, desfrâul, lăcomia, setea de sânge, crimele, le vedem toate pe pământ. Ne îngrozim de ce este în stare omul și ce este omul fără Dumnezeu. Spunea un bătrân din Bucovina, omul fără Dumnezeu este ca o groapă fără fund, ca o mocirlă. Iată, a venit vremea aceasta și o vedem. Nu ne descurajăm, ne concentrăm asupra copiilor noștri, îi strângem la rugăciune, cântăm împreună în casele noastre, citim cuvântul lui Dumnezeu, Dumnezeu să vă ajute să faceți lucrul acesta, să îi strângeți pe copii, să vorbiți cu ei, ca și părinți, ca și bunici, dacă deja sunteți în etapa aceasta, așa cum sunt și eu. Mă uit la nepoții mei, mă înconjoară, bunicule, spune-ne o poveste din Biblie, spune-ne o poveste când erai tu copil și îmi găsesc timp să povestesc cu ei și să vorbesc cu ei, așteptând sigur să ne bucurăm într-o zi în frumoasa împărăție a lui Dumnezeu. Domnul să ne ajute. Versetul 27 spune mai departe, atunci va răsplăti fiecăruia după faptele lui. Părinții nu vor suporta consecințele nepocăinței copiilor. Copiii nu vor suporta nepocăința părinților. Din cele mai vechi timpuri, încă din cartea lui Ieremia, Dumnezeu spunea lucrul acesta. Nu va plăti părintele pentru copil, nu va plăti copilul pentru părinte. Sufletul care va păcătui, acela va muri. Nu se va mai spune proverbul acela, părinții au mâncat aguridă și copiilor li s-a sterpezit dinții. Nu se va mai spune proverbul acela. De aceea, vă îndemn, iubiți frați și surori, apropiați-vă mai mult de Dumnezeu. Sigur, trebuie să-L mucrăm, trebuie să alergăm pentru pâine. M-am uitat în urmă, 30 ceva de ani am intrat pe poarta aceleași instituții, Direcția Agricolă de la Arad, strada Cloșca numărul 6, peste 30 de ani. M-am mirat și m-am uitat oare când au trecut anii aceștia. Fie că am venit cu bicicleta la servici, că am venit cu tramvaiul și era iarna și era frig. Uneori poate am venit și pe jos, nu mai circula tramvaiul, dar am mers la servici să câștig pâinea pentru copii, timpul a trecut. Dacă statul român m-a răsplătit cu o pensie pentru munca mea, ce credeți? Dumnezeu nu ne va răsplăti pentru ceea ce facem? Nu rămâne dator. Numele Lui să fie binecuvântat. De aceea străduiți-vă să-i faceți voia Lui. Această judecată care va veni este ceva sigur. Vreau să vă spun, stimați ascultători, că a trebuit să fac așa, știu eu, o predică despre judecata viitoare. M-am gândit într-o zi să caut în Scriptură, să văd. De altfel, Scriptura aceasta este o carte extraordinară. Dacă vrei să găsești ceva, să cauți ceva despre vindecare, găsești despre vindecare, multe pasaje. Dacă vrei să cauți ceva despre iertare, găsești. Dacă vrei să cauți ceva despre moștenire, despre reguli de împărțire a moștenirilor, găsești. Dacă vrei să cauți ceva vis-a-vis de giran, să nu te pui giran, să nu semnezi, să nu... găsești despre asta. Dar cele mai multe pasaje le-am găsit despre judecata viitoare. Este un lucru sigur. Dumnezeu a vorbit încă din cele mai vechi timpuri. Gândiți-vă că este cartea lui Enoch. Enoch este al șaptelea patriarh de la Adam. Din timpuri imemoriale, el scrie o profeție. Nu avem această carte în întregime, mă uit la ceas să nu depășesc, să las loc și pentru anunțuri și dacă va fi nevoie și de o completare. Mă uit la această carte veche, da, al lui Enoch, nu s-a păstrat, dar avem două versete. Și foarte interesant, Iuda, fratele Domnului, scrie despre Enoch, are, sigur, inspirația aceasta de la Dumnezeu. De altfel, Iuda încearcă să dea o turnură scrierii lui, este corectat și zice, pe când căutam cu tot de înainte să vă scriu despre mântuirea voastră, datele acestea, botezul, cina Domnului, mântuirea, da? Pașii aceștia spre mântuire. Pe când mă străduiam așa să vă scriu, și vroiam, m-am văzut silit să vă scriu
ca să vă îndemn să vă luptați pentru credința care a fost dată Sfinților odată pentru totdeauna. Și, printre altele, sigur, vorbește despre vremea pe care noi am ajuns-o, pe care o trăim, oameni târâți de visările lor, da? Niște stânci ascunse la mesele voastre de dragoste, spunea aici, niște nori fără apă, pomi tomnatici fără rod, de două ori morți, dezrădăcinați, niște valuri înfuriate ale mării care spumegă rușinile lor, niște stele rătăcitoare cărora este păstrată negura întunericului pe vecie. Iată, lui Daniel îi se spune, cei ce au învățat pe mulți să umble neprihănire vor străluci ca stelele în veci de veci. Toți stele, dar stele căzătoare. Stele căzătoare, cărora le este păstrată, stele rătăcitoare, sigur căzătoare în final, cărora le este păstrată negura întunericului pe vecie. Și în cadrul acestei epistole, acestei scrieri a lui Iuda, care are 25 de versete, o scriere foarte mică, sunt două versete despre această judecată. Din cele mai vechi timpuri se vorbește despre această judecată și este aproape identic cu ce a spus Mântuitorul. Îl credem și pe Domnul Iisus, îl credem și pe Iuda. Pentru ei, da, despre cei care vă spuneam, da, pentru ei a prorocit Enoch, al șaptelea patriar de la Adam, când a zis, iată că a venit Domnul cu zecile de mii de sfinți ai săi, ca să facă o judecată împotriva tuturor, rețineți sublinierile, așa, să încredințeze pe toți cei nelegiuiți, de toate faptele nelegiuite, pe care le-au făcut în chip nelegiuit și de toate cuvintele de ocară, pe care le-au rostit împotriva lui acești păcătoși nelegiuiți. Închis citatul. Până aici sunt cuvintele lui Enoch. Pe toți, de toate faptele, de toate cuvintele. Este o judecată. O altă carte foarte veche, cartea lui Iov. Deși este pusă în mijlocul Bibliei, ea este veche, Iov este contemporan cu Avram, pentru că vârsta oamenilor din cartea lui Iov este vârsta patriarhilor. Întâlnim de altfel și o monedă folosită în vremea patriarhilor în cartea lui Iov. Este o carte foarte veche. Se pare că a fost culeasă, adunată, da? Ea circula pe cale orală în vremea aceea. Se pare că Moise a adunat-o din Madian. Este o carte extraordinară, cartea lui Iov, și este foarte veche. Vă citesc din cartea lui Iov. Îmi place așa de mult. Insist la pasajul acesta din cartea lui Iov, pentru că vorbește nu numai despre judecată. O să vedeți ce interesant se exprimă Iov. Omul, simbolul durerii, dacă vreți, omul necăjit, 10 sicrie, descurajat pe o grămadă de gunoi, pe lângă toate trei prieteni supărăcioși pe margine, au stat să-l acuze și au venit cu capete de acuzare și s-au agitat în jurul lui și la sfârșit a trebuit Iov să aducă câte o jertfă pentru fiecare, pentru că cine vorbește mult, greșește mult. N-ați vorbit așa de drept despre mine ca robul meu Iov. Aduceți câte o jertfă și Iov să se roage pentru voi. Și iată ce spune el. Această carte veche. O, aș vrea ca vorbele mele, versetul 23 din capitolul 19, aș vrea ca vorbele mele să fie scrise într-o carte. Aș vrea să fie săpate cu priboi de fier și cu plumb în stâncă pe vecie. Se săpa literele cu priboiul de fier și se turna apoi plumb care se răcea și rămânea scriere pentru totdeauna. Aș vrea, da, să fie săpate, cu un plumb pe stâng și cu plumb în stâncă pe vecie. Dar știu că răscumpărătorul meu este viu și că se va ridica la urmă pe pământ. Chiar dacă mi se va nimici pielea și chiar dacă nu voi avea carne, voi vedea totuși pe Dumnezeu. A crezut în înviere eu, slăvit să fie Domnul. Îl voi vedea și îmi va fi binevoitor. Ochii mei îl vor vedea și nu e altuia. Sufletul meu tânjește de dorul acesta înăuntrul meu. Fraților, mai ne gândim noi la Domnul, așteptăm noi pe Domnul.
sau datorită confortului. Mi-aduc aminte că a venit o rudă, nu vreau să... Este riscul acesta să dăm nume, să se poată înțelege, mai ales dacă se transmite. A venit o rudă din America și în România și povesteam așa. Încă nu era venită revoluția și omul acesta în câteva cuvinte mi-a dat de înțeles că lucrurile în viața lui s-au schimbat. Coleg cu mine la București, mergeam în misiune, predicam. Cât predicam, mai spuneam câte o poezie. Ce puteam face și noi ca studenți? Eram înflăcărați, sigur. Chiar am pornit cu un grup de studenți într-un fel de circuit după prima sesiune de toamnă, care era înainte de Revelion. Am plecat din București, Timișoara, din Timișoara mai la câțiva. Am învățat niște cântări noi, am mers la Oradea, de la Oradea, la colegul meu de la Baia Mare, cu care am făcut armata, cu care am la facultate la București. Am venit la Suceava, la un Revelion și ne-am întors la București. Și vreau să vă spun că ne bucuram, am fost împreună în acest frumos circuit, își exercita, era predica mai bine decât noi ceilalți, noi eram mai începători, așa ca să zic, și a venit din America. Și tot discutând așa cu el, tot scotea așa câte o frază: America este o putere care nu se clatină. Am mers mai departe. Acum îmi dau seama că se cam clatină, da? Am mers mai departe, iar am povestit. Mama mea, dacă ar veni în America, mi-ar fi o povară. Eu am reținut așa pașii aceștia care i-a făcut și exprimările lui. Am mers mai departe în relatările lui. De ce noi în America nu avem pentru ce să postim, avem tot ce ne trebuie? Ca și cum postul este o cerere asta, o milogeală la Dumnezeu să ne dea ce să mâncăm și ce să ne îmbrăcăm. Nu, postul însoțește rugăciunea. Dumnezeu ascultă rugăciunea și ia aminte la strigătul nostru, așa cum spune în Isaia 58. Postul este o apropiere a noastră de Dumnezeu. Doamne, ajută în aceasta. Nu facem post ca să facem cură de slăbire, nu postim ca să economisim. Și iarăși mai scăpa câte o expresie în aceasta, în dialogul pe care l-am avut. Aș dori ca Dumnezeu să vă ajute să credeți în această răsplătire. Că spune, și da, cine mai departe ce a spus Iov, atunci veți zice, pentru ce urmăream noi, căci dreptatea pricinii mele va fi cunoscută. Temeți-vă de sabie, căci pedepsele date cu sabia sunt grozave, și să știți că este o judecată. Și să știți că este o judecată. Și se închide cuvântarea lui Iov. Iubiți fraților, da, din cele mai vechi timpuri s-a scris despre această judecată. Dar cel mai bine o prezintă Domnul Iisus, mă apropii de încheiere, vă citesc din Matei 25, merg un pic mai departe. Dacă pildele Domnului Iisus se exprimau la timpul prezent, da? Când a vorbit despre venirea Lui, despre evenimentele de la sfârșit, da? Pilda celor 10 fecioare sau pilda talanților, pildele acestea încep cu expresia atunci. Atunci împărăția cerurilor se va asemăna cu 10 fecioare. Atunci împărăția cerurilor se va asemăna cu un om care, când era să plece într-o altă țară, a chemat pe robii săi, le-a încredințat avuția sa. Și când a venit, stăpânul le-a cerut socoteală. Când a venit mirele, a intrat în odaia de nuntă și cei care au fost pregătiți au intrat în odaia de nuntă. Câteodată zic, parcă 5 din 10 mi se pare câteodată puțin. Câteodată 5 din 10 mi se pare mult. Nu știu dacă vom fi și vom fi așa cum ne vrea El, dacă îl vom aștepta pe El cu drag și vom intra în odaia de nuntă. Dumnezeu să ne binecuvinteze, să ne ajute. Repet, doresc Domnul să vă dea putere, să vă apropiați mai mult de El. Nu vreau să vă critic, nu sunt un critic, nu sunt un băgător de vină. Avem problemele noastre de tip românesc, dumneavoastră aveți problemele noastre de tip canadian. Cred că merg mai departe în America și mă întâlnesc cu frații, acolo am mai fost de câteva ori, sigur, au problemele de natură diferite, poate de noi din România, dar în toate aceste probleme, în toate aceste necazuri, oamenii lui Dumnezeu își ridică privirea în sus. Mântuitorul spunea, când veți vedea lucrurile acestea împlinindu-se în lume, războaie, vești de războaie, foame, ciumi și așa mai departe, să vă ridicați privirea în sus, căci izbăvirea voastră este aproape.
Domnul să ne binecuvinteze. Amin.